Muzica sună mai bine pe acest sau un bar de la Telur. Salut și bine ai revenit pe GSM.net. Astăzi o să-ți prezint această boxă de la Telur. Este un soundbar care se numește Buck. Este pe wireless și, ca să spun și un secret, are și o baterie încorporată de 2000 de mAh, lucru care îți permite să te plimbi cu ea oriunde, în orice excursie și să asculti muzică la calitate superioară într-o carcasă elegantă. Are dimensiuni mici, ca și greutate, are 790 de grame. Este ușoară. Mai mult de atât, are încorporată și tehnologia de Bluetooth 4.2, lucru care să permite să conectezi cu orice device pe Bluetooth. Sau o poți monta direct la televizor, având un cablu RCA audio. Bineînțeles, poți folosi și acel cablu de 3.5 la 3.5 de la portul audio, cel de ieșire. Ce mai conține pachetul? Cablu de alimentare micro USB, cablu audio RCA, cablu audio 3.5. Să-ți arăt pe față, pe exterior avem un material textil, avem simbolul Telur. În rest avem o carcasă lucioasă, așa arată și pe spate, cu 3 conectori, micro USB la 5V, un port auxiliar și un butonaș pentru resetare. Are două boxe la 5W, împreună au 10W, să-ți arăt și butoanele. Avem un buton de play, de volum plus, volum minus, butonul de power și un indicator de stare. Are și funcția de hands-free, dacă este conectată pe Bluetooth. O să pornim această boxă și acum să verificăm cum se aude pe partea de Bluetooth. Să înceapă muzica. Și acum să verificăm și pe partea de auxiliar. Putem să folosim butoane laterale pentru controlul melodiilor. Play. Cam atât despre această boxă de la Telur, compactă, perfectă pentru televizor sau pentru vacanță. Este ușoară și îți va fi de folos atunci când vrei să asculti muzică alături de prieteni la o calitate mai bună. O găsești pe site-ul gsmnet.ro și până data viitoare, spor la cumpărături! Pa, 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 pa.